Dar mai spune-ne cu bați, că nu mai, până la urmă, cum ai, cum v-ați înțeles? E, nu, după a fost super, super, relație foarte... Cu româna, pe engleză, vedeți, nu... Da, dar după când, după când am început să vorbesc româna, așa, așa, și eu am glumit cu, cu el, știi? A fost o relație foarte bună, dar și atmosfera a fost bună pe vestiar, sincer... Nu e așa ușor să, să faci atmosfera pe vestiară când sunt mulți străinieri, știi? Dar, scuze, atunci a fost mult, mult jucător columbian, spaniol. Da, cu Mendoza, cu da, Moreno, Zapata. Dar bine, Zapata a fost senzațional băiat și el foarte repede, repede a început să vorbesc limba voastră și a ajutat pe alți jucători, exemplu Dario Moreno. A stat 2 ani și aproape nu a vorbit nimic și limba e foarte aproape. Da, da, da. Cum era cu Dario? Cum era Dario Moreno când a venit el? El a fost jucător talentat, el venise ca da, 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 dar problema a fost aici pe cap, că el a gândit că e jucător genul Messi, știi, da, când el vine, da, el vine aici cu... și atunci campionatul vostru a fost foarte, foarte puternic. Atunci 2007-2010 am țin minte, a fost multe echipe bune, jucător bun, cu serios, nu, eu zic că acum diferența e foarte mare, la e invers, acolo, e invers acum, jos, da, e jos și pe Polonia e mai sus, dar atunci când eu am intrat pe primul meci, cred că noi am jucat cu Faru în Constanța, deplasare, am zis, haide, ce greu este liga asta, sunt jucător bun, puternic, alergat, știi, și... și Dario Moreno a gândit așa, vii aici pe România, jumate an, un an și plec la echipa mare undeva, pe, nu știu, pe Italia sau... Asta este, asta este problema. Bineînțeles, când eu am intrat pe România, la fel am gândit așa, acum sunt la Steaua București, dar visul meu este să merg undeva. Era la Naționala Poloniei. Da. Da, și a fost niște oferte atunci când Săpunaru a plecat pe Porto, înainte a fost oferta pentru mine. Da, da, și ce s-a da, a fost, problema a fost că Gigina a vrut să, să lasă pe mine. A fost oferta, cum eu am auzit și impresarul meu a zis, a fost oferta la 1,5 milioane de euro, după a fost la 2 milioane și Gigi a cerut, cred că, 3,5 sau ceva așa. Și după 2-3 zile, Săpunaru a plecat pe 700 de mii, cred că. Cred că a fost așa. După jumate an, iar a venit oferta pe Italia, Napoli, dar a fost la același vorba, Gigina a vrut să lasă pe mine și asta, atunci a fost un moment important pentru noi, ca 2008, când noi am jucat și am fost foarte aproape să câștig un titlu și atunci... Gigi Becalino a vrut să lasă nici pe mine, nici pe Mirel, a fost ofertă, la a fost la Inter, la da, a fost 3 sau 4 jucători unde a fost niște oferte și nu a lăsat. Dar asta e, asta e fotbal, ce să zic. Tu ai cu Napoli atunci, cu Cavani, cu Cavani? Nu. Cu Napoli nu. De Champions League noi am jucat cu Arsenal, Fiorentina, Sparta, Olympique Lyon. Da. Cu Galata, bine, cu Galata, da. Da, două meciuri. Și am povestit ieri cu Mirel de meciul ăsta, deplasarea, când noi am jucat cu Galata înainte de meci. Noi am intrat pe încălzire și a fost stadionul plin. Nu am văzut ceva pe viață. 45 minute sau o oră înainte de meci, stadionul plin. Atmosfera acolo, incredibil cum a fost, dar da, dar a fost un meci foarte bun pentru noi, că noi am condus acolo 2-0, după a s-a terminat cu 2-2 și acasă 0-0 și am intrat pe Champions League. Dar ce
acum, uite, după atâți ani, cred că sunt 12-13 ani, ce a însemnat România pentru ei și ce înseamnă? România? Da. Foarte important pentru mine, cum sunt eu oameni, tu știi că am vorbit multe ori cu tine, a fost 3 ani care a dat pentru mine foarte mult, știi, foarte mult pentru viața, am cunoscut aici multe oameni cu care am tot timpul contact și România tot timpul se fie pe inima mea, că am stat aici și simt foarte bine. Și a fost un moment pe 2011, când am întors pe Polonia, am stat acasă, am vorbit cu soția și am zis, nu știu, vedem cum se fie, dar mie lipsește ceva, nu simți așa cum a fost la Steaua. Și bineînțeles că după când termină cu fotbal, stai pe masă, stai cu bere și se gândesc unde ai greșit, unde ce trebuie să faci. Da, cum a fost decizia care... Spune-mi prima zi după ce te-ai lăsat, scuze-mă. Prima zi când am plecat... Nu venea să iei geanta să te duci la antrenament? Da, a fost așa, dar știi, vreau să și termin despre când am plecat de aici. Sincer, am început să plâns, că a fost un moment pentru mine foarte greu, știi, că am stat 3 ani, am simțit foarte bine și când am intrat pe avion am zis, haide capul meu, nu știu dacă e decizia bună, că am plecat, știi, cu emoție mare, că poate mai bine să înțeleg cu echipa, dar știi, după când merge timpul, trece timpul, se uiți pe momentul și trebuie să merg înainte. E o poveste... Dar spune, te rog, făcând apă un pic la memoria ta, cum te-ai apucat de fotbal? Bine, la mine a fost așa, că mama ma are 5 frații și 3 a fost fotbalist. Da, și 2 fotbaliști a jucat și pe naționala, mai puțin dacă eu, am jucat mai mult, dar a fost și gene, știi, că a fost 2 a fost portar și 1 a fost vârf. Și pentru mine a fost ceva normal când familia a stat împreună pe masă, el a povestit tot timpul despre fotbal, cum este, cum așa, și am început să fac antrenament, dar și drumul n-a fost ușor pe mine, că părinții mei eu n-am fost familia bogată, știi, a fost niște probleme cu banii, că a fost și pe Polonia un moment nu ușor, cu munca și cu viața, dar asta... Primul antrenament cu care am mers cu tata pe stadion a fost pe mine un semnal că trebuie să fac tot mai bine ca să fii fotbalist, că asta e viața mea. Hai cu energia, hai cu magia, hai România, în fiecare zi, în direct la Antena 1.